găsi o comunitate orășenească, județeană, sătească. Este ca o mare familie și care are datoria și ea să-și pomenească și vii și morți, dar mai ales morți. Sigur, nu e o pomenire religioasă, este o pomenire laică, dar ea poate fi la fel de pioasă și de recunoscătoare ca și o pomenire religioasă. Deci, profit ca să aduc în discuție niște nume de bărbați și de femei uitate astăzi și care n-ar trebui uitate pentru că au făcut ceva, au sacrificat ceva pentru românism, pentru județul Prahova, pentru Ploiești. Aceasta sunt cele trei motive. În principal vreau să vorbesc despre Prahova și Ploiești în anul acesta care a despărțit România de acum 90 de ani de Marea Unire. Sigur, e vorba de participarea României, aceasta este epoca, la primul război mondial. N-aș fi vrut să încep prea de departe, dar este un eveniment care mă obligă să încep cu el. Un eveniment care s-a petrecut în județul Prahova, la Sinaia, și la care au participat și au avut un rol mare și niște prahoveni. Mă refer la Consiliul de Coroană de la Sinaia, de la 3 august 1916. Consiliul de Coroană care trebuia să stabilească situația României în acel moment. La Consiliul de Coroană au participat, așa cum era prevăzut și în Constituție atunci, evident, regele, prințul moștenitor Ferdinand, toți foștii prim-ministri care mai erau în viață ai României, toți șefii de partide din acea perioadă, parlamentare și neparlamentare, și întregul guvern, toți membrii guvernului. Aceștia constituiau Consiliul de Coroană. La Consiliul de Coroană a fost deschis de regele Carol I, la Pești, în sala de lucrări, din ajun fuseră convocați membrii Consiliului de Coroană, li s-a dat să studieze un document secret până atunci, și anume Convenția din 1883, încheiată între statul român cu puterile centrale, prin care noi intram în tripla alianță. Convenție care nu cunoșteau până atunci decât prim-miniștri, foștii prim-miniștri. Ea fusese semnată de bătrânul Brătian, Ion C. Brătian, ca prim-ministru și de rege. Nu fusese trecută prin Parlament, nu fusese ratificată de Parlament, era o convenție secretă. Le fusese dată membrilor coroane, membrilor Consiliului de Coroană, în ajun să o studieze, ca pe baza ei să se poarte discuțiile. E bine. O studiat, unii chiar că nu știau de ea, alții mai auziseră, știți cum e la noi, secretul, secret, dar măcar 200 să-l știe. Și au văzut despre ce este. Discuția a început o regele Carol, care a spus în limbajul lui sobru. A fost un mare om regele Carol, dar în sfârșit. Că noi trebuie să intrăm în război alături de puterile centrale. Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria și Turcia. La data aceea, să precizați, la 1 august au făcut ultimele intrări în război, să știa care e tabăra. Tabăra Antantei nu era încă complet formată. Au rămas stupefiați membrii Consiliului de Coroană. S-a ridicat Pepe Car, președintele Partidului Conservator, în opoziție în acel moment, care era bătrân, a
Poate de vârsta mea de asta. Era și un germanofil împătimit, făcuse studii în Germania, care a spus, da, majestate, aveți dreptate, dreptate. Convenția ne obligă, onoarea noastră de stat, onoarea noastră militară, onoarea noastră politică, ne obligă să intrăm în război. Dați ordin să mobilizăm armata, să intrăm în război. Au luat alte discuții. Ceilalți nu erau niciunul de acord cu așa ceva, ceilalți membri. A început eu un italian care a spus, asta, sigur, e foarte lucru. Vreau să vă spun următorul lucru. Îmi place, mi-a plăcut un lucru la acest consiliu, că oamenii de acolo, deși nu erau de acord, au fost de o mare manieră și de o mare politețe cu regele Carol I, care merita acest lucru. Deja el trecea printr-o dramă extraordinară. Nimeni nu i-a spus regelui, păi da, ești neamț, vrei să vezi cu nemții, deși se știa. Mă rog, Kaiserul Wilhelm al II-lea a zis o telegramă și exprima speranța că regele Carol va reuși să își îndeplinească datoria de germană. Și asta și primul popor român, cred că nici lui Carol a venit telegrama asta care s-a dat publică, a fost o telegramă oficială. Și nimeni n-a amintit de acest lucru. A fost de politețe oamenii. Nimeni n-a amintit nici de convenția aceea, să zică, stai, domnule, dar și convenția asta n-a fost ratificată de Parlamentul României. Este o convenție caducă. Nu. S-au referit numai la opinia publică din România, la faptul că Austro-Ungaria ține într-o situație de subjugare un număr mare, foarte mare de români. Că idealul nostru național ne cer dimpotrivă să luptăm pentru eliberarea românilor, în niciun caz să nu putem fi aliați în un război. Au urmat vreo 3 sau 4, la cuvânt, pe aceeași temă, foarte politicoși, foarte rezervați, până când un mare ploieștean, un mare, foarte mare fiu al orașului Ploiești, Tache Ionescu, pe care trebuie să nu uităm niciodată și l-am uitat. Tache Ionescu, cu inteligența lui, deși cunoștea de-abia din ajun convenția, cu inteligența lui formidabilă, a intrat în discuție. Mi-a spus, maestate, domnul, nu voi discuta calitatea acestei convenții, legală sau nelegală. Convenția există și noi trebuie să o urmăm. Dar articolul 6 din convenție spune așa, în cazul în care una din înaltele părți contractante este atacată de o altă putere, toate țările care au încheiat această convenție, care au aderat la această convenție, vor sări în ajutorul ei. Îi vor da ajutor altele sănătorului. Dar noi observăm că Austro-Ungaria n-a fost atacată. Austro-Ungaria a atacat iar Serbia. Deci, articolul 6 nu ne obligă pe noi să intrăm în acțiune. Iată și articolul 8 spune, în perioada de pregătire a unei acțiuni militare de către una din altele părți contractante, aceasta va ține legătura permanent cu toți aliații, cu toți din convenție, îi va anunța asupra intențiilor și mișcărilor ei. Or, în luna precedată, Consiliul, lună de ultimatumuri și de pregătiri, Austro-Ungaria n-a luat niciodată legătura cu noi. Ca urmare, convenția nu ne obligă să mergem alături de Austro-Ungaria și de Germania, să înțelegem. Acest lucru a schimbat complet discuția. Nu era niciun atac la rege, erau niște chestiuni diplomatice pe care mintea asta de ploieștean deșteaptă le găsise acolo și pe masa tot asta au putut mai departe discuții.
Nu se apuneau la concluzie, ce să facem, regele Salvi se dă față. Și atunci tot Tache Ionescu a venit cu altă idee. Să ne declarăm neutri, o neutralitate armată, o neutralitate care să ne permită să ne pregătim de război și vom vedea cum evoluează lucrurile și de partea cui este, nu victoria, n-a spus așa, a fost prea interesat, de partea cui este dreptate, de partea cui este progresul. A fost o soluție, toată lumea a votat pentru neutralitate. Și așa am intrat noi în neutralitate. Ne-am ferit de o aventură. Am încheiat. Punct. Despre război ce să vă spun? Îl cunoașteți din cărțile de istorie. Sunt totuși nevoie să spun două cuvinte de participarea prahovenilor și ploieștenilor. O putem deduce dacă urmărim câteva unități militare. E vorba de regimentul 32 infanterie, regimentul 7 Prahova, regimentul 47 infanterie și regimentul 3 vânători. Acestea aveau garnizoane noi și potrivit sistemului de recrutare din vremea aceea, își recrutau efectivele din județul Prahova. Majoritatea erau prahovene. Mai erau încă două unități în garnizoane în Ploiești, care toți așa se recrutau, dar acelea nu au participat omogen. Era regimentul 19 obuziere, care a fost împărțit în diverse, pentru alte mari unități, un divizion acolo, un divizion din o baterie, după nevoile tactice. Și, la fel, regimentul 6 Călăraș, care, tot așa, escadroanele au fost date pe lângă diverse divizii, pentru legătură, pentru ceea ce face cavaleria, ce făcea cavaleria de Rozum. Se urmăria exact în două cuvinte. În momentul în care începe acțiunea, regimentul 32 era staționat la Mâneci, pe Valea Superioară a Tăleașului, împreună cu alte trupe, se înțelege, nu numai prahovene. Erau și alte regimente, era Obuzău, era Căstrușe. Regimentul 7 Prahova era la Teșila, Trăisteni, pe Valea Superioară a Bostanu. Regimentul 3 Vânători era la Siriu, pe Valea Buzău. Regimentul 47 Infanterie era la Râmnicu Vâlcea și la Cozia, deci cu trupele de pe Valea Buzău. Așa cum știți, noi am declarat războiul în august 1916, tot în urma unui Consiliu de Coroană, nu mai există. Alături de Antanta. Trupele au afluit în Transilvania, prin trecătorile pe care le-am amintit. 7 Prahova și 32 s-au întâlnit apoi acolo și au participat la acea ofensivă victorioasă care a trecut munții Perșan cu lupi și cu pierderi mari, care a dat bătălia de la Paloș și care în ultimă instanță a ajuns ca un vânt de lance la Rupeale, astăzi la Cohale. Cohale. Regimentul 47, regimentul 3 Vânători, a luat o altă direcție, respective, care era încadrat divizia 8, mi se pare. Și-au purtat bătălia pentru Brașov, au participat la bătălia Brașovului și au ocupat Brașov, au rămas în garnizoană în Brașov, înaintând spre Codru. Regimentul 47 Infanterie a mers de la Câinei, a trecut în luptă de la Câinei și a făcut parte din trupele care au dat marea bătălie a Sibiului, fără să poată cer. În această ofensivă a noastră s-a produs din vina statului major, nu mai spunem cine, nu mai spunem cine l-a susținut, sunt lucruri de mult trecut. Mă rog, generalul Iliescu era șeful statului major. Fiul lui Vat, lui Brătian, trăiam și atunci, trăiam și acum în România. Din cauza greșelilor statului major, care nu se pregătise acolo, bulgarii, cu ajutor german, ne-au atacat în teren. În aceste condiții, noi am oprit ofensiva din Ardeal,
care se desfășura atât de frumos, și unele regimente, cum au fost cele de care vă vorbeam, 32 și 7, Praha, au fost luate, duse pe Dunăre. Au venit prea târziu și mai ajut de Turtucaia, au fost târziu de tot, Turtucaia era pierdută, dar au participat la această rugită manevră a generalului Averescu de la Flămânda, care ar fi dat rezultate. N-au fost suficient de trupe mici. Totuși, au încetinit înaintarea bulgarilor în Dobrogea. Mult de tot acțiunea aceasta. Între timp, însă, au trebuit să fie luate și de acolo, pentru că frontul carpatic fusese spart. Reușiseră nemții să intre pe la Orșova, și cu austro-ungar, să năpădească în Valea Cernei, acolo s-a apărat splendid un viitor ploieștean, general Tăut, care avea să se stabilească în Ploiești, să fie și prefect de Praha, după. Au spart și pe Jiu frontul nostru și au pătruns pe Jiu. Acolo știți că a murit eroic generalul Draganina, bănățean, dar care în ultimii 4 ani înainte de război fusese comandantul garnizoanei Ploiești și este cel care, împreună cu profesorul Pană Popescu, a organizat cercetășia a Ploiești și vreau să vă fac o paranteză, cercetașii ploieșteni s-au purtat excepțional în acest război pe front și în Moldova. Am încheiat. Ba mai mult, au spart frontul și pe culoarul Lucăr Bran. A fost atunci o încleștare extraordinară. Trupele noastre din celelalte trecători au rezistat eroic. Într-adevăr, au acoperit acea lozincă, pe aici nu se trece, cu eroismul lor. Nemții nu au putut pătrunde prin celelalte trecători. Da, sigur că ei veneau, ocupaseră Oltenia, veneau prin Câmpie și ar fi înconjurat. Așa că, treptat, dar numai târziu, după ce și București, la 23 noiembrie, și Ploiești, în aceeași zi, fuseseră ocupate în aceste orașe de către nemți, dar pe atunci s-au retras trupele de care vorbeam din trecători. Cele de la Valea Prahului, care au avut cea mai grea presiune și n-au cedat. Luptele din Valea Prahovei au fost date de exemplu în manualele, lucrările asupra primului război mondial. De 3 ori nemții au ocupat predealul și de 2 ori au fost respinși. La 3 oară le-a rămas. La fel la sud. În Sinaia nemții n-au putut să pătrundă decât venind dinspre sud. Dar trupele din Valea Prahovei au întârziat retragerea lor și au fost, mă rog, ambuscate în Prahova, la Cocoreștii Misli, acolo a fost una dintre bătăliile. În Prahova a fost puțin de bătălii în această perioadă. La Cocoreștii Misli, înconjurate și de diviziile lui Falkenhayn, care veneau dinspre nord, pătruseseră pe urma lor în Prahova, și dinspre sud, și au fost capturate. Au mai fost lupte în Prahova, înainte de Ploiești, la Dărmănești, lupte puternice la Dărmănești, unde au participat și regimentele noastre, 32 și 7 Prahova, care veneau dinspre Dragoslav, de Matiaș, unde se potriviseră cât putuseră. Și care au fost până la urmă înfrânt, nevoite să retragă din coace de apa Prahovei. Că existat 10 ori unei forțe extraordinar. Au trecut prin Ploiești fără să oprească pentru că se hotărâse ca Ploiești să fie declarat oraș deschis și au format un front pe linia Cricului, la Albești. S-a constituit frontul de la Carpați până acolo. Și trupele de acolo au încercat
și ultimul cuvânt despre război, pe care îl, despre luptele militare pe care le mai spun, au încercat să oprească cuvântul. Fără șanse și fără speranțe, dar au început o ofensivă la Albești, au reușit să-i oprească pe nemți, să-i bată și să-i împingă înapoi cu 8 km până la Loiasca, fixând frontul nostru. Timp de 3 zile nemții s-au zbătut. Știți că artileria germană a distrus jumătate din locuințele din satul Loiasca, biserica din Loiasca a fost distruse de nemți. Au reușit până la urmă să treacă. Ai noștri s-au refugiat din Moldova, s-au trecut în Moldova. Dar această rezistență de câteva zile a salvat armata noastră din câmpie. Acestea au fost bătăliile din Prahova. Sigur, armata română va merge în Moldova, se va reface și va participa la strălucitele bătălii cunoscute de noi sub mâna generalului de Mărășești. Și au fost pe tot frontul de Sirene, de la Valea Șușicei și de la Cașin până la Galați. Un nume totuși vreau să vă dau. Sunt mulți erori. Eu aș vrea să vă spun numai un singur nume. Omul care a intrat în război cu gradul de major, Constantin Malamucean, de fel din Gherghița, și care s-a comportat eroic căpătând o faimă mondială. La Mărășești, ajunsese comandantul regimentului 32, a rezistat cu două companii până când regimentul a reușit să retragă. N-au rămas decât 8 oameni care au fost luați prizonieri și el, luat prizonieri, dar cu 3 răni, rănit în 3 locuri. Dus la spital, la Ploiești, spitalul nemțesc la Ploiești, a fost tratat acolo și apoi i s-a propus cu multe laude, cu multe să fie avansat colonel și să constituie o armată română aliată cu nemții. El a refuzat. I s-a făcut o scenare că ar fi primit, că ar fi primit așa ceva, ca să-l discrediteze în ochii tuturor, a rezistat și în aceste condiții, până la urmă a fost dus în lagăr de ofițeri de la Strasbourg până, până la sfârșitul războiului. Ulterior a fost avansat colonel și general. Și acum să revenim la ceea, la subiectul nostru. M-am întâmplat prea mult, dar o să-mi scurtez din ceea ce vorbesc. Ocupația germană asupra Prahovei. Ocupația germană asupra Prahovei. Se știa săptămâni înainte că va fi cedat teritoriul cedat. Nu vă rog, nu cedat. Mă rog, va trebui să ne retragem cu armata, cu administrația, dincolo de Siret. De altfel, la 16 noiembrie, guvernul, curtea regală, guvernul se retrăgea la Iași. Estimau președința la Iași. În aceste condiții au început exodul. Au refugiat foarte mulți în Moldova. Și zvonul pe Moldova. Că nemții fac, că nemții distrug, că nemții omoară, că nemții violează femeile, nemții aia. În sfârșit. Zvonul. A fost undeva. Vreau să vă spun că în aceste condiții trebuie să amintim două nume. Unul este Paul de Comand, prefectul, un nume mare, a pretins Coamă, nu de marea familie de Comandă, a pretins, era comandor, rezervă, a pretins că el, ca militar, nu poate să rămână aici și a plecat în Moldova, lăsând prefectura pe mâna directorului prefecturii, acest Paul de Comand, un excepțional administrator care va ajunge mai târziu, va progresa, va ajunge și prefect, va ajunge inspector general administrativ, va ajunge rezident regal, se va crește.
El a dat ordin primarilor din comună. A fost un moment de vit, de putere. Jandarmii trebuie să retragă, s-au retras. A dat ordin primarilor să formeze caraulele din oameni din sat. Să păzească, să nu se întâmple furtul, să nu se întâmple crime. Până când a luat niște măsuri. Cât a putut să fie el? De cât a avut posibilitatea zilele să facă. La primărie, m-am dus iarăși un foarte, foarte bun primar. George G. Iorescu. Care? Îmi pare rău că eu n-am putut să văd decât câteva fraze din ordonanța lui, din comunicatul pe care l-a pus el înainte de ocuparea Ploieștilor pe 18 noiembrie. Foarte frumoasă. Atâta a reprodus din acest comunicat câteva fraze, două fraze sau trei, de bine în celebra lui comunică extraordinară. El începea cam așa. Sunt primarul ales de voi și n-am să vă părăsesc, să rămân cu voi aici, să împărțim binele și răul, să vă ajut să trecem peste această mare greutate pe care ne așteaptă. Cam ceva de genul acesta. Ce scrie mai încolo? Nu știu. Oricum, mai este acolo ceva în care ne recomandă. Din acest moment, patriotismul nu se mai măsoară în vorbe. Nu faceți acțiuni nechizuite. Nu dați ocazie dușmanului să vă omoare sau să facă. Fiți prudenți, păstrați-vă patriotismul în inimile voastre, avem nevoie de voi și de patriotismul vostru. Foarte frumoasă această afiș care a fost, din păcate. Într-adevăr, oamenii ăștia au făcut, vreau să vă spun, că deși colaboraționiști, pentru că erau și la voi colaboraționiști, mulți conservatori, alții preținși conservatori, în sfârșit, credeau că a sosit momentul ca ei să pună mâna pe ceva. Cereau mereu la guvernul, se formase un guvern la București, un guvern colaboraționist, nemții, de cum ar diloma. Cereau mereu guvernului să schimbe primarul de la Ploiești, că este liberal, vechi. Și n-au nemții să-l schimbe, pentru că nemții aveau pentru Ploiești, cum să vă spun, o nevoie de Ploiești extraordinară. Și au spus, omul acesta poate să țină Ploiești în mână. Nouă, nu ne trebuie haos la Ploiești. De-abia în martie, gândiți-vă, 23 noiembrie, ocuparea Ploieștiului, de-abia în martie, la sfârșitul lui martie, a fost schimbat. Ionescu. S-a comportat excepțional, a ajutat, a făcut tot ce a putut să facă. Două cuvinte despre ocuparea Ploieștilor. Nemții s-au comportat orgolioși pentru ei, a fost succesul Ploiești, a fost succes mai mare decât București. Dacă veți răsfăi monografia lui Sebastos, veți vedea acolo, am reprodus-o și eu, pentru că zic că toți trăim despre Prahova, impresiile unui neamț, unui preot militar, o divizie bavareză despre cuceria Ploieștiului. O să vedeți acolo ce lucru spune. Vreau să vă spun că în ziua de 23, când s-apropiau trupele germane, s-au hotărât să predea orașul. După toate uzanțele diplomatice, primarul Ionescu și directorul prefecturii Goma, îmbrăcați în frac, pantofi de lac, au plecat cu un automobil, au ieșit de bariera Târgoviște, s-au îndreptat spre Dărmănești și s-au apropiat de trupele germane care erau. Un din avangarda trupelor ofițeri i-au oprit, i-au spus că merg să predea orașul, că au steag alb la automobil, au steag alb. Acela a spus că nu îi lasă să meargă cu mașina până la generalul Führer, care comanda avangarda nemțească. Și a obligat să coboare de mașină și să meargă 102 de metri până unde era mașina generală, prin noi. Generalul a spus, da, admit predarea, dar nu se face aici.
aici la barieră, predarea o veți face în fața primăriei din Ploiești. Și la ora 3 de masă s-a făcut predarea la primăria, în fața primăriei din Ploiești. A fost ceva foarte militor, dar s-au comportat cu absolută demnitate și cu toate regulile diplomatice europene. Acești lucruri. Nu mai spun că a voit acest lucru și ca să demobilească și ca să aibă prilejul să tragă câteva, fără nicio intenție, Ploiești nu mai era un oraș deschis, să tragă câteva giulele, câteva artileria lor, care au, giulele care au survolat Ploiești și au căzut în Mahalaua sub Dumitru, una de casa părintească, mare bine. N-au fost victime omenești, dar au văzut două-trei căsurii în marginea Ploieștii, dar au îngrozit, au intimidat. Ploieștenii erau îngroziți și de fungul care ardea, pentru că știți că, mă rog, două echipe tehnice mari, formate din francezi, englezi și cu ofițeri români, armate române, au distrus industria petrolieră de aici, au înfundat sonde, au dat foc la rafinării și erau un fum, era iarul de la Ploiești. În aceste condiții de panică s-a produs predarea. Unde au reușit colaboraționiștii din Ploiești să strângă? Erau câteva cocote mungroaice, câteva prosticuate și românce și... au mai venit și câțiva concetățeni ai noștri din Miniu, care erau puși pe jaf. Nu știu dacă ți-am zis. Așa. Câțiva, eu știu ce mai erau pe acolo, de repetei, puși pe băutură, care au strigat jos România, trăiască Germania, și au dat câmpelor germane niște flori ofilite, niște... Nici nu s-au uitat. Nemții erau destul de decenți ca să vadă că primirea asta nu era ceea ce primea. Bun. Ocupația germană. Ocupația germană. Să știți un lucru. Ocupația germană a fost cea mai științifică ocupație. Cei care se temeau de jafuri, de vioruri, singurile jafuri le-au făcut, după cum spune în amintirile lui Mihai Nicolescu Ploiești, acei, în primele zile, până să vină nemții să instaleze bine, cei din Miniu, adică concetățenii cu Miniu. Aceștia, într-adevăr, au spart case, au mai făcut, au șefuit, dar, în general, s-au trebuit asupra viețuitoarelor. Păsă. Păsă. Ce-a primit. Nemții au luat totul sistematic. Au făcut o organizare extraordinară, pe înainte, de altfel aveau experiența ocupațiilor, au căutat să dea impresia, știți că era o convenție la Geneva să încheiasă înainte de război, pentru tratamentul prizonierilor, pentru tratamentul în zonele ocupate de război. Ei au căutat să fie în litera legii, dar nu spiritul legii, acelei convenții. S-a organizat imediat administrația militară germană din România. Independent de comandamentul militar al armatei germane de front, unde era comandant generalul Feldmareșal von Mackensen, s-a organizat administrația militară germană din România. Cu centrul la București, a fost numit guvernator militar al teritoriului ocupat, adică Oltenia, Dobrogea. Generalul locotenent Tülf von Cepe und Weidenbach, care și-a organizat, specialist cu Dobrogea, el și-a organizat trei state majore subordonate comandaturii generale. Statul major administrativ, statul major economic și poliția militară administrativă.
E ușor de înțeles. Statul major administrativ trebuia să controleze, să dubleze administrația românească, care se păstra colaboraționistă. Statul major economic să organizeze jaful asupra lui. A fost un jaf extraordinar. Oricum, lenții sunt de admirație din punct de vedere. Într-o săptămână, atunci au văzut și funcționarii românești ce înseamnă să lucreze, că rămase să rătăștui funcționar prin primărie, prin așa. Mi s-a dat termenul. Dar nu. Arestare, amendă, muncă forțată, nu se discută. Și-au reușit să realizeze un recensământ al populației pe gospodării și la oraș și la sat. La satele. Satele Bucove. Se stabilea fiecare gospodărie câți membri mai avea în acel moment. Unii erau militari, plecați în Moldova, așa mai departe. Ce posibilități avea gospodăria, câte hectare, ce putea produce, câți membri avea și ca atare ce trebuia să-i lase gospodăriei ca să poată trăi oamenii de acolo. Strictul necesar. Minimul necesar. La orașe, la fel, dar aici nu avea ce să ia din fiecare gospodărie decât forța de muncă și le dădea pe număr de oameni cartele ca să poată avea niște rații. Niște rații minime. A fost o fomentare generală. Se făceau rechiziții, tot ce era scris pe listă. Se producea, nu se producea. Cred că nu știu ce se întâmpla. A fost un mare noroc că anul 1917 a fost un an bun, cu ploi la timp fertil. Un an în care recoltele au fost foarte bogate, altfel nu știm ce s-a întâmplat aici. Văzând așa, ei au mai lăsat și un pic de surplus, că știm că tot, într-un fel, le folosește lor, și a început să funcționeze o cursă neagră extraordinară. Ce vreau să vă spun este că românii au lăsat și ei. O treabă mita. Acei oameni care la început erau, eu vă spun un singur exemplu pe care l-am de la Chioșu, domnul Valaban știe, la Chioșu, în timpul războiului, în timpul ocupației, eu un sat în marginea Rahovei Cuzului. A venit un, era un post acolo, militar, comandant de la un fel de vă, în România, care la început era de o sobrietate extraordinară, un dat de dracu, ziceau oameni. Au încercat un pic de frică, nu, nu beau alcool, nu facem. E bine, după un an de zile, neamțul bea o sticlă de țuică pe zi, îi trebuia. Era regiune cu țuică din Bărșun. Și mai făceau românii treburi cu el, se înțelegeau cu el. A spus să înțelegeau. Da, asta era bun. Când era vorba de strâns produse de dubelistă, am ajuns, îmi povestea bunica mea, când au venit nemții în Ploiești, la 23 atunci, găsiseră pe o linie de garaj, pe o linie, în gara de sud, lângă moara lui Jacques Leon, o garnitură întreagă cu vagoane de sfeclă. Fără locomotivă, românii puiseră probabil să ducă Moldova sau era un drum spre o fabrică de zahăr, nu știu. Nemții, având nevoie de vagoane, au pus prizonieri și oamenii de la munca forțată să zvârle sfecla în câmpul, alături de calea ferată. S-au făcut niște mormani uriașe pe chipuiți, vreo 12 vagoane de sfeclă vârfuite cu sfeclă. Sfecla aceea a salvat pe ploieșteni care nu primeau zahăr. Își făceau ceai, ceai. Făceau ceai, îmi povestea mama, din mure, din frunză de rup de mure. Și de aceea făceau un ceai. Și îl îndulceau cu nițel sirop de sfeclă. Iarna,
pe zăpadă, se făcuse un strat de noroi, săpau, scoteau două, trei sfecle, patru, duceau acasă, le tăiau, le fierbeau, făceau un fel de melasă, făceau un fel de sirop și cu acela colibuie să două îndulceau oarecum ceaiul măcar de la copii sau la cei bolnavi de acasă. Bine, sunt multe lucruri, trec peste ele. Vreau să vă spun că au și românii au fost deștepți, cu toate recenzămintele nemțești, ascundeau de ei în pădure, au făcut multe lucruri. Până la urmă, nemții, ca să produse aceste produse să fie puse în circulație, au dat voie să facă comerț cu surplusul de produse al gospodăriilor, au deschis bâlciurile, au dat în arhiva Comunei Mâncărești, am găsit niște ordine nemțești, în care spune că se deschid pâlciurile, sunt autorizate pâlciurile, dar bineînțeles, numai pentru cei care aveau Ausweis. Bun, mă opresc aici. Aș vrea să mai vă spun că s-a creat și o comisie intitulată Marea Comisie a Prăzii de Război și a Colectării de Trofee, care lua tot ce ar fi trebuit nemților, în special metalele fermoase sau de desfăcut de la uși, totul însă organizat și cu chitanță. Clopotele bisericilor. La Vâncărești, toate clopotele au fost luate. La trei biserici n-a mai rămas niciun clopot. Și în Ploiești, la șapte biserici din 23 care erau, s-au luat clopotele. În sfârșit, statul major administrativ. Statul major administrativ era cel care, a spus, conducea autoritățile române colaboraționiste. Care a fost principala lui misiune? A fost să oprească circulația românilor într-o parte sau altă. S-a instituit un fel de stare de asediu permanentă. Nimeni nu avea voie la țară sau la oraș să iasă din curtea lui după ora 11 noaptea, vara, iarna după ora 9. Cine era prins, era amendat sau, ce preferau nemții mai mult, era luat și chinez la muncă forțată. Aveau nevoie de forță de muncă extraordinară. Băgaseră și prizonierii români trupă la restaurarea industriei petroliere, la refacerea drumurilor, erau foarte gospodăroși altfel. Și îi puneau așa. La fel, nu puteai să deplasezi din comună dacă nu aveai un Ausweis. Ausweis înseamnă nemțește pe alb negru, adică o hârtie tipărită, o aprobare, o autorizație de deplasare. N-aveai voie să te miști dintr-o localitate. Se obțineau destul de greu, dar se obțineau. Se dădeau Ausweisuri permanente celor care lucrau în industria petrolieră. Erau în Vâncănești, aveau foarte multe, aveau 24 Ausweisuri, ca să meargă la Buștenar, vreo 15 ținea de la Țintea. Ei puteau circula, dar nu mai avea aceste trasee. Găsiți în afara traseului, erau imediat luați la muncă forțată. Pe urmă, ei sprijineau poliția țară de statul major administrativ pe cel economic în conectarea de produse. Era o a treia, un al treia departament era cel al poliției, vă spuneam, poliția militară administrativă. Poliția militară avea comandamentul la București. Și erau trei districte centrale ale poliției. Unul din aceste districte era cel de la Ploiești, unde comandatura poliției guverna șapte județe. Mai erau apoi oficii de poliție, opt oficii de poliție, dintre care două în Prahova, la Câmpina și la Predeal, și apoi erau suboficii multe pe tot în timpul zilei. Aceste patrule, această poliție, mergea în toate părțile,
Această poliție, sigur, nu putea să cuprindă permanent, dar era suficient. Făceau ronduri de noapte prin comune. Nu aveam voie. Vreau să dau un simplu exemplu, de pildă, era strict interzis să lași câini în afara curții. Vă închipuiți dumneavoastră la țară, unde gardul erau cum erau, venea câine, venea în țara respectivă, o spătea și ieșea afară. În Vâlcănești au fost omorâți în acel an 62 de câini. Cum dacă îi prindea patrula germană, pac, îi împușca pe loc. Și au trei lucruri cu treaba asta. În primul rând, scăpau de câini ăștia care erau foarte agresivi. Nu știu de ce aveau câini cu nepții, că se repezeau la cismele lor, se repezeau, agresau cu nepții. Și nu voiau. Scăpau de nepții. În al doilea rând, înspăimântau de oameni care, cum, în timpul nopții sau ziua, auzeau păcăniturile de pușcă, focurile de pușcă. Și în al treilea rând, nu lăsau cadavrele acolo, le luau. Și întrebând oamenii, mă atent, le duceau în Germania câini, ce făceau câini acolo, nu știu, cadavrele, câini, și îi foloseau. Sunt câteva exemple, dar lucrul cel mai important de care l-au urmărit nemții a fost distrugerea sentimentului național al românilor, a prahovenilor de Germania. Era oprită orice manifestare de patriotism. Nu avea voie nimeni să cânte un cântec patriotic românesc. De deșteaptă rege, deșteaptă, imnul național, trăiască regele. Nici vorbă, deșteaptă că românii nici vorbă, și așa mai departe. Era interzisă orice lozincă privind regele, regina. România Mare nu avea voie să pronunți. Arborarea tricolorului, fie și sub forma unui cocarde, era pedepsit imediat. Vă dau un singur exemplu. O ploieșteancă, Maria Panaiot, a fost prinsă cu un drapel tricolor în casă. De fapt, i-au confecționat. Întrebat, și nu era o femeie simplă, era o femeie de stratul mijlociu, a fost cu coala, la Sofia. Întrebată ce e cu acest drapel, i-a spus că vrea să-l facă, să-l aibă în casă. A fost arestată și condamnată, era destul de inofensivă, condamnată la 6 luni de muncă forțată. Și a fost dusă într-o cazare finanțească, unde a spălat pe jos, a spălat closete, latrine, timp de 6 luni de zile. Femeie care, e un exemplu. Da, mai sunt și altele. Erau, vecheau să nu vină știri de pe front din Moldova. Ei s-au lăudat mult în preajma Mărășești, au spus de frontul, că nu avea stat pe rege, nu vom aduce pe rege în lanțul, să-l vedeți pe toți, pe părătorul. N-au stat după nimic, în sfârșit. Dar voiau ca știrile să nască. Au spus că s-a amânat ofensiva, mă rog, soluția. Cei care vorbeau, discutau la modul patriotic și erau prins și mai erau prins, pentru că ce să vă spun? Trădători au fost mereu. Există aici, există la muzeu, există și acum, un document, un afiș nemțesc, bilingv, nemțesc și românesc. Cu un text foarte scurt, pe care vi-l citesc din memorie. Trei români au fost prinși lansând zvonuri false în județele Prahova și Vlașca. Nu știu dacă au fost doi din Prahova, unul din Vlașca, unul din Prahova, unul din Vlașca, nu știu, nici nu merg în zvon. Ei au fost condamnați la moarte și executați prin mușcare. Și
Acesta, ce spun, August, septembrie, data. 1917. Păi, zvonurile alea ce erau? De cât știri că la Mărășești nemții au mâncat bătaie. Mai fost încă ceva. În Prahova erau niște lideri de opinie, niște fruntași, niște notabili. 38 dintre ei, bine, și în alte județe, mai fermă așa. 38 de notabili, cum era de plină, unul dintre șefii liberalilor din Prahova, Spirea Sorescu, viitor prefect, a fost luați, ridicați și duși pe timp îndelungat, multe zile, 24. La în Iaurița, în Lame, la Alexia. Iar de acolo, unii dintre ei au mai fost ținuți 70 de zile și la Troian, în Bulgaria. Mai mult, nu aveam niciun fel de lucru tipărit. Singura gazetă care apărea atunci în România era o gazetă din limbă, scoasă de nemți și de colaboraționiști la București. Gazeta București, București, care este la care, evident, punea punctul lor de vedere, căuta să experimente pe români, ce se întâmplă dacă nu sunt liniștiți, dacă nu colaborează cu Imperiul German și așa mai departe. Sigur, sunt multe, foarte multe de spus. Și acum vreau să mă ajung la ceea ce spuneam cu următoarea. Da? Mai poți să câteva minute. Vreau să ajung la ceea ce în aceste condiții s-a produs, cum știți, în 1918, pacea de la București. România a încheiat pacea cu puterea germană. Încă din timpul, de la sfârșitul războiului, mi s-a reproșat acest lucru. Clemenceau n-a vrut să facă așa ceva. Și el era sfârșitul războiului acelui, primul ministru din Franța. Mi se aducea în față exemplul Serbiei, care a luptat până la sfârșit, a pierdut pas cu pas, în timp de un an și jumătate, tot teritoriul național. Da. Nu am creat această separată. Să știți că și noi aveam această intenție. Și noi îmi luați complicația față de altă. Dar așa cum Serbia s-a bazat pe aliați și a avut la îndemână, pentru că în momentul în care Serbia n-a mai avut teritoriul național pe care să-l apere, a trecut în Grecia aliată, unde erau și trupe francezi și trupe. Iar Grecia i-a pus la dispoziție insulele Ionice, Marea insulă Corfus, unde s-a refugiat Curtea Regală, Parlamentul Sârb, unde s-a refugiat Comandamentul Armatei, principalele forțe militare care mai rămăseseră, și insulele vecine, celelalte, Kefalonia, Zante. Ne-am bazat și noi. Ne-am bazat pe aliata noastră, Rusia. Și ne-am făcut planul. În momentul când ne pregăteam să rezistăm pe linia Siretului, noi ne-am pus și problema aceasta, era alternativa, nu? Ce se întâmplă dacă e spart frontul? Adică noi am vrut să facem exact același lucru. Da. S-a întâmplat, după cum știți, Revoluția din Rusia, care ne-a lăsat complet izolați. Sigur, la început, în februarie 1917, a fost prima revoluție, aceea burgheză, democratică, în sfârșit, cunoaște lucrurile astea. Kerensky, președintele Guvernului Provizoriu, s-a spus că el continuă să fie aliat cu Antanta, să ajute România, să continuăm lupta împotriva nemților. Și ne-a pasat pentru asta.
continuat și evacuat lumea în lumea. Dar lucrurile s-au schimbat foarte mult. În perioada asta, din februarie până în octombrie, bolșevicii au dus o muncă extraordinară, agitatorii bolșevici în armată, inclusiv în cea de fronturile românești. Noi am avut două armate rusești, cum stipulase convenția noastră cu Antanta, care să ne ajute. La început au luptat în Dobrogea, au luptat cum au putut, în sfârșit. Când Dobrogea a fost ocupată de nemți și de bulgari, au trecut Dunărea. Și acum se găseau pe frontul de la Siret. Ei bine, acolo a început descoperirea armatei rusești. În plină bătălie de la Mărășești, în plină bătălie, am spus un singur exemplu din Ploiești, din Praha. Regimentul 47 Infanterie era plasat pe front în partea de răsărit a frontului, la Nemoloasă. Cum știți, luptele la Mărășești, acolo au început. Noi zicem Mărășești în general. Deci, de la Nemoloasă până la Mărășești erau 40 de kilometri. Da? Acest regiment 47 a rezistat ofensivei germane, nu numai el, cu alte trupe. Și apoi a început ofensiva, alungându-i pe nemți, contraofensiva, alungându-i pe nemți, pe urmă, sigur, frontul s-a stabilizat, iar insurgenții s-a stabilizat frontul pe linia inițială. Regimentul 47 pierduse în luptele de la Nemoloasa 35% din efectivul său, morți răniți. Era normal. A fost trecut în spatele frontului, 20 de kilometri, pentru refacere. Așa se întâmplă. Dar numai după 3 zile, când începuse chiar la Mărășești bătălia primului ei, oamenii s-au pomenit din acest regiment, sculați în toiul nopții, plecăm la luptă. De ce? De cum? Două armate, cele două armate rusești, armata 4 și armata 6 rusă, intraseră în defecție. Soldații nu mai voiau să lupte, își împușcau ofițerii, așa mai departe. S-a terminat, gata. Și a trebuit ca trupele noastre, obosite, să fie intercalate în locul celor rusești între treilalte trupe, inclusiv regimentul de care vorbeam, care era din Tracfania și la Mâncă. În aceste condiții, s-au mai creat și alte lucruri. A început haosul în Rusia. Unde era să te refugiezi când acolo era haos? Să plăteau între ei? Da, știți. Asta până în octombrie. În octombrie 1918 era deja departe, da? Până în octombrie. Până în octombrie 1917 deja începuse. Și în aceste condiții ne-am trezit cu alte imperative, cu alte priorități. În primul rând, trebuia să scoatem din țară armata rusă, care jefuia, în special Băntură, și care, din ce în ce mai agitată, voia neapărat să meargă la Iași, să-l spânzure pe regele Ferdinand, pe regina Maria și să facă republică în România. O prioritate. A doua prioritate. Începuseră românii din Basarabia să se miște, să încerce să facă un pas spre independență sau să se unească cu România. Ei erau terorizați pur și simplu de bande de bolșevici, de armate rusești și cereau sprijinul armatei române. Puteam să ne refuzăm sprijinul când erau uciși, a fost ucis părintele Matveievici, acela care a scris minunata poezie, limba română, limba noastră comunoară. Nu puteam. Am trimis trupe acolo. Fac o mică paranteză, exact de 3 cuvinte, cu trupele acestea au mers
Munteanu Râmnic, un alt băieștean, Munteanu Râmnic, un om extraordinar, care, dacă vom sta să analizăm contribuția lui la unirea Basarabiei cu România, este imensă. Îmi spuneau, am vorbit despre el la Universitatea Populară Nicolae Gorga, îmi spuneau niște basarabeni care veniți acolo, că despre el s-a publicat o carte la Chișinău. Mi-au promis că dacă mai găsesc o lucrătură, s-a publicat, că vreți și pe el. Bun, am încheiat partea asta. Deci, trebuia să deplasăm trupe și l-am și deplasat acolo. În aceste condiții, ce era să facem? Ne-am mulțumit cu faptul că nemții erau și ei slăbiți după Mărășești. Nu mai aveau cum să întreprindă o nouă ofensivă și cu trupele obosite. Am ținut frontul trupele. În aceste condiții, noi trebuia să facem ceva. Și în decembrie 1917, la 22 decembrie, am trimis emisar de pe front, armată. Și am încheiat un armistițiu cu nemții. Pe 26 decembrie s-a încheiat armistițiul cu armistițiu, nu pace. Armistițiu încheiat de militar. Comandanții. Nu se stabileau decât încetarea luptelor. Am mai avut un regres. Atunci am început să vinculeze Moldova ideea. Între timp se produsese revoluția din octombrie, veniseră bolșevicii. Era un haos în Rusia. Nu mai avem pe ce să ne sprijinim. Să încheiem în pace separată. Nu, toți au fost de acord. Tache Ionescu a spus, nu încheiem nicio pace separată. Chiar misițiul ăsta, da? Când ori vrea să rupă, atunci nu luptăm. Care erau argumentele lui Tache Ionescu? Și erau, unde ele? În primul rând, îmi spunea și el, mi-a luat obligația să nu încheiem pace separată când am încheiat procativele convenția cu Cantanta. Dar, spunea el, noi avem și niște speranțe. E adevărat, în Rusia nu ne-a ajutat nimic, dar nemții sunt în luptă cu bolșevici. Sunt în luptă cu bolșevici. Și atunci, vor trebui să ducă totuși trupe acolo, bolșevicii vor trebui și ei să opună rezistență și noi, în felul acesta, putem să rezistăm. Clemenceau dădea și o soluție să concentreze toată armata română în sudul Moldovei, promitea ajutoare de la Rada ucrainiană, Ucraina și-o lase și ea o independență sub conducerea Habanului Skoropadsky și cu Rada ucrainiană care ajuta și cu aceste ajutoare, dar făcut unica, evident, de-abia să da greșelici. Să rezistă. Tache Ionescu a acceptat acest lucru. Curând însă s-a întâmplat următorul. În ianuarie s-a încheiat la Brest-Litovsk un armistițiu între, mă rog, guvernul lui Lenin, între rușii bolșevici și germani. Asta ne-a dat peste. Mai mult decât atât, acest armistițiu avea să se transforme în martie într-o parte.